Astăzi, în acest episod, am mers la miezul nopții, într-o pădure cu Alice și am povestit niște povești horror super reale. Sunt curios dacă voi ați avut parte de vreo experiență horror în viața voastră. Scrieți în comentarii! Mamă, frate, deci m-am uitat la videoclipurile astea foarte, foarte tare. Mamă, n-am regretat că am avut o dimineață din asta mai horror. Practic, eu trebuia să mă uit la videoclipuri din acesta horror să mă uit seara. Bă, dar chiar acum a fost super, super tare. Chiar mi-au plăcut videoclipurile astea, mai ales și jocul acela la care m-am uitat eu pe YouTube. Super, super interesant. Foarte, foarte horror. Și acum, bă, frate, mă gândeam, haideți mă, că tot suntem cu asta cu horror. Chiar vreau să mă duc la Alice, pentru că n-am mai făcut de foarte mult timp. Știu că am făcut cu tare seara odată povești horror și vreau să fac și cu Alice asta. Știu că și de Halloween parcă am mai spus cu Alice niște povești horror. Am mers noaptea, dacă mai țineți voi minte. Ne-am dus acolo la balta aceea, la lacul acela unde era acolo, direct în pădure, noaptea. Și astăzi vreau să mergem înapoi acolo cum am fost atunci, ca datele trecute. Și vreau să mergem seara, dar înainte toate vreau să merg la Alice, să sperăm că își dorește ea să meargă acolo. Mie chiar așa mi s-a făcut o poftă așa, nu știu, de povești horror. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă vă plac poveștile horror sau dacă vă sunt înfricoșătoare, dacă vă este frică sau ceva de genul. Vreau să mă duc acum la Alice să vedem ceea ce face ea și dacă vrea să ne ducem, bă, frate, că chiar mi s-a făcut, am așa o poftă să mergem seara aceasta. Să le ducem la povești acolo, să spunem niște povești horror din aceasta. Dar acum hai să mergem la Alice să vedem ce face și să vedem dacă e disponibilă din seara, dacă îi face plăcerea să meargă cu noi. Alice, 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 unde ești, bă, Alice? Să sperăm că e acasă totuși, că dacă nu e acasă, frate, nu știu ce să fac. Dar cred că e acasă, ia, mă, eu cred că e pe aici, prin partea asta, pe la restaurant. Alice, Alice, ești pe undeva pe aici? Alice, Alice, ești aici? A, nu e aici, bă, fi prin spate sau unde fi? Alice, 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 da, ce vrei? Ce faci, ce faci, unde erai? Eram uite prin spate. Păi, dar prin spate și ai venit pe aici acum, adică mai ai făcut așa? Am ocolit. A, ai ocolit prin partea aia, am înțeles, Alice. Păi și tu ce făceai aici prin spate? Adică unde erai? Erai la pisică, dar chiar mă, ce-ți mai faci? Mă ajutam cu pisica. Ce-ți mai face pisica? Că de când, bă, dar mai știi, bă, că ți-a... Sau cine ți-a mai luat, Alice? Că nici nu mai știu cine ți-a luat. Ți-am luat-o eu sau cine ți-a luat? Tu. A, eu? Da. Și o cheamă pisica. Da, super, super tare. Bă, sau nu ți-a luat-o David, parcă? Nu știu. Păi parcă eu așa știu, da, în fine, numai când ați asta, în fine. Păi ia, mă, ce mai facem, mă, ia, mă, să vedem pisica asta. Bă, dacă stai aici, uite-te-le, mă, cât de tare, cât de haioasă. Bă, dar să vede că te-ai jucat cu ea, că s-a pus aici toronită direct pe burtă, vrea să mă mângâi, vrea să te mai joci cu ea. Dar tu de ce nu te-ai mai jucat, că am venit eu, nu? Da, exact. A, păi fii atentă, mă, Alice, fii atentă. Am așa o propunere, dar înainte toate ai niște planuri de seară, că vreau să ne ducem undeva să facem ceva super, super interesant. Da, aveam cu cineva, dar stai așa să văd. A, ok, hai că te aștept aici. Bine, mă, cu cine are, mă, cu Alice, cu Alex, cumva, practic, da, că am fost ieri când am fost de Valentine's Day, practic, am fost zilele acestea când am fost de Valentine's Day, când eram transformat în Mara, atunci și m-am întâlnit cu Alice, dacă mai țineți voi în minte. Ia uitați-vă la ea, mă, ce facem aici, uitați-vă la ea, ia să nu mai pot, mă, dar nu mai pot să vin, că am acum niște treburi cu altcineva și n-am de seara. Mersi de trandafir. Mamă, dar s-aude puțin că decât așa, dar nu prea s-aude bine, în fine. Am înțeles, de ce fac de trandafir, că nu mai vine, în fine. Gata, ai revenit? Da, gata, e perfect. Deci, ce ai făcut, ce ai vorbit? Pot să vin. A, pe și atentă, mai simt tu minte atunci când a fost Halloween-ul și am mers în pădurea aceea unde ne-am jucat și fața ascunsele, dar am spus și povești cu Darusel? Da. E bine, vreau să te întreb, că vreau să spun așa, Alice, eu acum, că da, asta am venit cu chestia asta, că m-am uitat la niște videoclipuri, m-am jucat eu un joc așa super tare, m-am uitat pe un videoclip cu jocuri de-astea pe internet foarte horror și mi s-a făcut așa foarte, foarte chif și am așa, aș vrea ca de seară să mergem acolo din nou în pădurea aceea pe noapte, să mergem fix acolo la lacul acela și să mai spunem niște povești din astea. Dar tu ai vreo poveste așa de reală, ai avea cumva sau vreo poveste așa inventată, mă știi tu? Da, mama, reală. A, reală? Da, reală. Gen reală, ți s-a întâmplat ție sau altcuiva? Mie. Mama, Alice, bă, eu n-aș avea sincer, eu nu cred că am vreo poveste din asta să vă zic reală. De fapt, am o poveste așa să-ți o zic, pentru că m-am uitat acolo, m-am documentat și vreau să spun o poveste super, super tare pe care i-am găsit acolo pe internet. Alice pe YouTube, când m-am uitat eu la videoclipul acela, am descoperit o poveste super, super tare și o am scris-o undeva într-un caietel. Mi-am notat-o perfect ca să ți-o zic ție. Bine, e perfect, ne vedem acolo. Da, deci vii, ok? Păi fii atent, Alice, cum se înserează, o să vin aici și mergem, ok, deci a plecat. Alice, e bine, a zis Alice că vrea să meargă, ok, o să fie perfect, pentru că eu am o poveste super, super tare. Deja sunt foarte entuziasmat, după cum se poate vedea, nu mai știu, nici nu mai vorbesc super, super bine, dar da, mă duc acasă, așteptăm să se facă noapte și după aceea
mergem în oraș, de fapt mergem în oraș, nu mergem în oraș, ieșim din oraș, practic de tot aici ne ducem direct în pădure, acolo izolați și ne ducem la locul acela super, super interesant, abia aștept pentru că n-am mai fost de foarte mult timp, dar să sperăm că nu se întâmplă nimic, am ciudat așa mai straniu, pentru că mie îmi plac jocurile horror, dar nu vreau să se întâmple ceva horror în realitate, sincer, adică pe bune, mergem acum, mă mai uit așa la niște videoclipuri din acestea, poate mai găsesc vreo poveste, ceva și după aceea, bam, ne jucăm foarte frumos. Bă, ce, Alice, uite-te în spate. De ce ai făcut treaba asta, Alice? Bă, Alice, ok. Bă, ce fai, bă, că ai făcut barca lui Darcel? Bă, mamă, ce repede. Fii atentă, ia, intră cu barca asta, vine în ăsta, să vedem ceva, să ce se întâmplă. Bine, nu-i prinde niciodată! Bă, Alice, intră cu barca asta, mă, intră cu barca. Alice, gata, te-am prins, gata, acum poți să fugi mai ușor. În fine, Alice, bă, Alice, dar... Bă, ce... Ok, lasă, o să vadă ea ce o să-i fac. Cred că o să-i pregătesc ceva din seară. Vreau să sper eu cumva, abia aștept să vină seara totuși, pentru că o să fie interesant. Deja mi-a făcut niște nervi și nu, trebuie să-i o fac eu cumva. Scrieți-mi acolo comentă. Mă, ce tot mai faci, mă, Alice, spargi toate geamurile de pe aici. Pastele la Darcel poți să le spargi, dar la mine, doamne, de fapt astea sunt de la Darcel, ca asta să mă gândesc. În partea asta, dar toți sunt ca, mă, Alice, poți să te... De ce faci asta, Alice? Dar eu nu fac nimic. Mă, dar chiar așa n-aveți voi geamuri, intră vântul peste voi. Alice, uite, se umple toată cata asta. Bă, Alice, tu nu crezi așa. Doamne, Alice, hai, lasă-mă în pace. Du-te, Alice, ceva, o să vezi tu de seara, o să vezi, lasă-mă. Bă, Alice, nu mai, te rog, nu mai veni nici... Da, wow, Alice... Ok, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii ce farsă vreți să-i facem de Alice, că vreau să-i facem o farsă, dar o farsă foarte, foarte rea, foarte, foarte mare, ca să se învețe aminte, că deja nu se mai poate cu Alice, sincer. După cum putem vedea, chiar este aproape miezul nopții și uitați-vă, frate, că îngheța aici de frighintă, e și zăpate, mai e și iarnă, frate, și uitați-vă ce mi-a făcut Alice, mi-a spart geamurile aici, uitați-vă cum stau eu, dar lasă, o să vadă ea, vreau să-mi scrieți voi acolo în comentarii să vedem ce farsă să-i facem, vreau să mă gândesc și eu la niște farse, vreau să-i fac ceva acum, vreau să-i sperii, dar mă gândesc și eu la niște alte farse, uite, ieși-o pe aici, că practic nu mai avem geamă, mi-a făcut Alice o intrare pe aici, o ieșire din asta, mă duc acum la ea, chiar sunt cu el ce face și bă, frate, deci chiar m-a supărat pe bune, adică sparge așa, bă, măcar de era vara afară, să măcar venea răcoară și mi-era mai bine, adică nu să stau așa cu, uitați-vă că încă mai ninge pe afară, acum încă e iarnă și ce să fac eu acum, stau cu geamul ăla așa, adică pe bune, nu, că nu se mai poate, deja m-a enervat destul de mult, sincer, nu știu ce să mai, adică voiam și să facem în seara asta niște povești horror, dar chiar este horror foarte rău, ce mi-a făcut ea, pe bune. Hai că acum intră și ok, deja intră și nu mai sta să mai bat Alice, ia să vedem unde e, cred că e la în cameră totuși, că e noapte, ceva de genul, așa, ne vedem în partea asta. Alice, trezește-te. Alice. Așa, trezirea, o dată, doamne, noapte tu bai dormit, pe bune, n-ai uitat ce trebuia să facem. Vedeam, e somn, bă, nu ai. Ai, Alice, somn, da, și ce mi-ai făcut mie, Alice, nu mai pot să mai dorm, că mor de frig acolo în casă la mine, n-am cum să dorm, că mi-e frig, n-am cum să mai adorm, Alice. Da, foarte amuzant, Alice, ce să și spun, adică pe bune, da, stai așa că eu vin, dar stai că am uitat să-mi pun aici asta, nu știi tu, ia, ieși afară puțin, că trebuie să fac ceva. Da, wow, ce a dormit ai, Alice, pe bune, hai, mă, Alice, mai faci și tu faci aici, hai că te aștept afară, dar ce faci, dai drumul la muzică, măcar să te înviorești și tu, mă, frate, deja mă enervează pe bune, adică ce faci aici, nu mi se pare normal. Și toate astea începe să și râdă că mi-a spart geamurile, foarte amuzant, dacă i-aș face ceva, dacă i-aș sparte și eu geamurile astea de aici, cum ar fi oare? Ok. Așa faci, da? Mă, ce faci? Așa faci. Tu spargi pereții, Alice, ce faci? Mi-am spart pereții. Da, ce-i mă dat? Mi-am spart pereții. Așa. Ia stai mă așa. Hai că știi să pui geamul, dacă e Alice, să pui în spate geamul, trebuie să spargi eu, Alice, mai alte perechi, că nu mai nimic. Bă, ce faci, bă, unde duci? Alo, bă, Alice, nu, gata, că ți le-am pus înapoi, hai să mergem, bă, de fapt, nu m-am dus bine pe aici, doamne, ce vrea să facă, mă, asta, ok, deci deja nu mi se pare normal, stai să închid eu ușa, că totuși, eu sunt cu bun simț, mă, frate, închid și ușa să nu intre cineva acolo, în casă, ia, ce face ea acolo, chiar sunt curios, mă duc în partea aia, cred că sparge toate.
toate gemurile. Da, uite, să vedeți, nu mai am niciun geam în partea asta, nu mai am nici acolo. Alice, poți să numai Alice, gata. Acum suntem chet. Cum adică suntem chet, Alice? Tu mi-ai spart toate geamurile din casă și eu ți-am spart un singur geam, atât. Păi, un geam de-a meu înseamnă cât 10 de ale tale. Ah, ok, Alice. Acum putem să mergem, da, de fapt, pe unde e mașina, mă, cred, pleca, dar să-l cu ea, că văd că nu e acasă. Ai tu mașina? Mergem cu mașina ta, dacă... Da, am eu mașina, hai. Da, Alice, asta nu e mașina ta și, în primul rând, hai, bă, Alice, nu mergem cu a ta, că e mai rapidă a ta, Alice, ce faci? Nu contează, asta are benzina și e gratis de pe stradă, așa că, bun. Da, bine, ok, Alice, dar știi unde e aia, unde e pădurea? Normal că nu. Acum, și-mi e somn. Du-te pe aici, du-te prin stânga, bă, Alice, lasă-mi pe mine să conduc dacă ți-e somn. Du-te pe aici, prin stânga, du-te. Alice, lasă-mi pe mine să conduc. Și ceva, dă-te la parte. Hai să mergem. Fii atent, mergem în partea asta că deja. Bă, Alice, refinează-mă, cum să fie, mă, somn atât de somn. Ia uite, bă, aici merge foarte frumos. Pe aici am uitat unde mai era. Uite, ia. Aia, Alice nu a dormit. Alice, uite că am ajuns. Gata, Alice. Bă, ce se uite așa? Ai o pernă. Am o pernă, de unde s-am pernă? Uite aici, avem scaun aici, stăm foarte frumos. Gata, Alice, am ajuns. Ia uite, Alice, am ajuns. Alice, dă-te. Alice, dă-te. Așa, gata. Mă, ce e asta? Ce scrie aici? Ce cauți în casa omului dar răsele? Bă, Alice, ce scrie aici? Uite ce... Ce cauți în casa omului dar răsele? What? Ce se întâmplă mai aici? Ce e asta? În fine... Bă, așa, hai. Ți-ai revenit din somn? Gata că te-ai ars acum, ai intrat în foc, ți-ai revenit măcar din somn? Ia, începe tu. Știi ceva? Nu, mai bine încep tu, Alice, ca să-ți revii din somn. Așa, spune-mi tu care e povestea ta. Ce poveste aveai tu, Alice? Aoleu, sigur? Da, Alice, hai să stăm. Să stăm și noi lejer aici. Fix aici, uite, pune-te așa frumos și povestim. Stăm unul lângă altul, Alice, pune-te în partea asta. Da, eu vreau să stau în apă ca să nu adorm. Ah, ok, bine, stai în apă ca să nu adorm. Am înțeles. Wow, foarte ciudat. Alice, bine, și mașina unde am lăsat-o nu mai comentez. Hai, mă, spune povestea. Așa, deci, fii atent, am o poveste reală care mi s-a întâmplat mie. Mi-ai spus că e o poveste de ți s-a întâmplat ție așa și 100% reală, mă, Alice? Așa, da, e reală, 100% la mie. A, ok, și despre ce? Așa, deci, era seara târziu. Eu mă pregăteam să mă pun în pat să dorm în camera mea. Undeva cam acum 4-5 ani. Mă, dar stai, bă, înainte să ajung să mă... Alice, ce, bă, tu mă întrerupești, mă, acolo? Alice, cine ești? Ești Eminescu? Reciți poezii sau ce faci acolo? Da, tu trebuie să fii atent, așa bine, că... Bine, gata. O luăm de la ultima propoziție. Era seara târziu, iar eu mă pregăteam să mă pun în pat să dorm în camera mea. Undeva cam acum 4-5 ani. Înainte să ajung să mă pun în pat, m-am uitat în oglinda pe care o aveam în cameră. Dar ceva ciudat s-a întâmplat. Privindu-mă pe mine fix în oglindă, fix în ochii în oglindă de fapt, am observat că ceva nu părea în regulă. Iar dacă m-am uitat și mai bine, am observat că ochii mei de fapt nu erau ai mei. După ce am văzut asta, am simțit un fior rece trecând prin mine. Mi-am spus în minte că nu e adevărat și că doar mi se pare și după am fugit repede în pat. Ce-i mă asta, Alice? Ce poveste e asta? Ce-i horror? Păi, dar cum adică? E foarte faină. Păi, da, ce-i horror în asta? Te-ai dus, dus în pat. Ce horror e în asta? Că nu înțeleg. Păi, eu cu ochii, cu... Ia zi, mă, tu, hai, că deja mă enervezi, treci în apă. Păi, dar stai puțin, tu mi-ai zis, stai puțin, Alice. Deci tu ai spus că ai spus o poveste că ți s-a întâmplat, că ce, că aveai ochii, nu știu cum, că nu erau ochii tăi și ce ți s-a întâmplat după? M-am pus în pat. Păi da, și te-ai pus în pat și ce s-a întâmplat după? Am adormit. Și după ce te-ai trezit? Am mâncat. Ah, wow, ok, deci mi s-a... Eu că acum cred că vorbesc cu Darusel, adică ce... Bă, sigur ești Alice, e Darusel costumat, că nu înțeleg, dar nu, că nu spărgea Darusel de nebun. Hai, du-te acolo, de ce să-i întrebă Alice? Ăla-i locul de povestire, ai înțeles? De acum așa e. Bine, dar eu trebuie să citesc de pe telefon povestea, Alice, că nu pot să-i întreb. Bă, stai că... Alice, un telefon, să strică, că nu e de la waterproof. Dar nu mă interesează, trebuie să stai în locul de citire. Hai că-l țin așa în sus, mă, dar băi, doamne, Alice, n-am cu cine să mă înțeleg, sincer. Așa, mă, Alice, ești pregătită să auzi povestea asta horror? De-am găsit-o eu pe net. Super, super horror, Alice. Deci m-am uitat azi la toate chestiile și asta e cea mai horror poveste pe bune. Ia zi, mă, hai. Deși atent, Alice. Dacă nu, hai, de fapt, că zi. Ce, dacă nu, ce? Nimica, zi. Ok, deci fii atentă, știi, așa, fii atentă cum scrie aici, îți citesc fix cum scrie acolo și ești atentă, da? Da. Știi, am avut o experiență ciudată în cimitirul din apropierea... Stop! Nu, n-ai citit poetic, de la zero.
Cred că mai bine mi-o scriu într-o carte. Hai, ia și citești. Bun, Alice, gata, deși e atentă. Mi-am scris eu într-o carte foarte frumos, deși e atentă. Ești atent, Alice, la povestea mea. Deci o poveste super, super interesantă, atâta zic. Da, mă, hai zi. Deși e atentă. Îl citesc fix cum e aici, pentru că e ceva super tare. Stai că nu pot să stau așa, trebuie să o citesc de aici, că nu pot să stau în apă, că să udă cartea și după nu se mai vede nimic, ok? Bine. Ok, deci fii atentă. Deci îl citesc fix cum e acolo. Știi, am avut o experiență ciudată în ce... Te rog frumos, ia atitudine, citește frumos. Da, ca la carte, ca la școală, Alice, hai să vedem, deci... Am avut o experiență ciudată în cimitirul din apropierea casei mele, Alice. Era după amiază norată și m-am hotărât să fac o plimbare prin cimitirul vechi, deși știam că poate părea înfricoșător. În timp ce mă plimbam printre pietrele funerare și copacii uscați, am simțit o senzație stranie, Alice. Ca și cum câțiva, de fapt cineva sau ceva mă urmărea. Îmi bătea inima puternic și am încercat să-mi dau seama ce era acolo. Ce crezi tu că era acolo, Alice? Nu știu, foc. Foc, ok. Și atunci am văzut o siluetă mică, aproape insesizabilă, deci nu prea se vedea aproape, printre umbrele din morminte și o copilă parcă pierdută în întuneric, cu ochii mari și înfipți în mine. Era ceva atât de nereal, dar totuși atât de real, Alice, pe bune. Nu înțeleg, și real și nereal, gen, era o harabăbură totală, totuși nici nu știu ce s-a întâmplat, Alice, pe bune. Aha, și asta-i tot? Nu, stai puțin că mai e. Deci am simțit cum îmi îngheață sângele în vene, am strigat, dar n-am primit absolut niciun răspuns. La ce a dispărut la fel de repede cum și apăruse, lăsându-mă într-o stare de confuzie și de teamă. Acum când mă gândesc la acea experiență, mă întreb dacă a fost doar imaginația mea jucând un filmstil sau dacă chiar a fost real, Alice. Asta e toată povestea. Da, nu te mă de aici, ziceai de mine și ce e asta, nu se poate, nu acceptăm. Stai puțin, Alice, că vreau să spun. Uite ce cerbă ăsta, deci fii atent, Alice. Eu, asta e povestea pe care am găsit-o, mi s-a părut cea mai interesantă, cea mai rea. Ok. Astea sunt ale mele. Ok, de ce dă așa ceva? E întrebarea mea, în fine, nu mai contează asta, dar Alice, stai puțin, deci fii atent, Alice. Bă, eu m-am chinuit, Alice, adică, bă, asta a fost cea mai... În fricoșitare poveste pe care i-am găsit-o pe internet, m-aș știu că... Nu, deci măcar nu e a ta, nu-ți mai poate, nu, deci îți dau un zero cu indulgență. Păi dar stai puțin, că ți-am zis că e atât de pânătăriți, că m-am uitat la toate chestiile astea, dar asta ți-am zis, ai mă, Alice, chiar așa nu ți-a plăcut pe bune? Du-te-mă de aici cu poveștile tale, mai și zici de mine și mai și de pânăt, nici măcar nu pară ale, nu-ți poate. Păi da, normal, gen, nu e real, adică e reală, Alice, dar nu e reală, gen, nu mi s-a întâmplat mie, e reală, găsită de la cineva căruia i s-a întâmplat treaba asta, mă, Dalila, știi și tu să mergi, știi drumul măcar spre casă sau nu știi unde mai ai adus aici? Da, mă, îl știu. Da. Se poate. Mă, mă, spune-ți, Alice, suntem la oameni aici, mă, dar cât de tare e loc. Alice, n-am nimerit bine, asta e casa unui polițist, tu vezi? Sigur? Păi tu nu vezi asta, Hai să mergem, așa zi. Da, cu Alice cred că o să intru la belele, frate, sincer. Nu cred că ar trebui să mai stau în jurul lui Alice. Sincer, de fapt, hai că mă duc repede acasă, mă duc cu mașina. Alice, am lăsat-o aici, bine, poate că se știa o mașină, că știți cum face. Dar da, bă, frate, nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă vi s-a plorut totuși povestea mea interesantă. Dacă vi s-a părut mai interesantă povestea mea pe care eu am găsit-o, sau dacă vi s-a părut mai interesantă povestea pe care Alice a avut-o, practic, să ne spună. Pentru că a lui Alice, diferența este că a lui Alice și că a fost reală spusă de ea, adică realitatea ei, cum ar veni, s-a întâmplat ei și asta a fost găsită reală de pe internet, dar mie mi s-a părut super înfricoșătoare, adică mi s-a părut așa foarte interesantă, nu neapărat înfricoșătoare, dar a fost interesant așa, frate, nu știu, mie chiar mi s-a părut, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii care poveste vi s-a părut vouă cea mai înfricoșătoare, cea mai tare dintre astea două, pentru că mie pot să zic că mi s-a părut așa ciudat, a fost cam seacă așa, n-am înțeles nimic, adică nu mi-a mai zis ce s-a întâmplat după, doar așa că am văzut și după s-a pus la sân și cam mai a fost, adică nu știu, cred că totuși s-a părut, e, dar în fine, mergem acum acasă, nu avem ce să mai facem. Cam atât a fost, am zis eu că facem ceva, a fost cât de cât ok, totuși s-a mai râs așa pe aici, pe acolo, dar da, Alice, ce cauți aici, Alice, ce cauți aici, cum ai ajuns înaintea mea? Eu am secretele mele. Ah, ok, Alice,
Da, nu mai zic nimic, Alice. Da, da, atâta. N-am ce să mai zic, Alice. Noapte bună, m-a pus să, să dorm. Dar Alice, dar ce... Da, mă duc și eu acasă, de acum cred că na. Da, da, pa aici te duci, ca pe altundeva ne-am zis. Da, hai, du-te, pa, Alice. Da, pa, bine că mă arunci tu. Ok, mamă, frate, deja mă enervează. Nu, că mă pun și eu la zon, că deja mi s-a făcut și somn, bă, frate, nu știu. A fost între... Mă, cum ai așa? Bă, da, nu mai, nu mai, da. Da, nu mai, ce să mai zic, Alice, Alice, știi ceva, știi ceva? Știi ceva, hai, sparge, sparge, bă, tot, Alice, că deja gata, e sparge, bă, tot, că deja, doamne, doamne. Alu, bă, frate, n-ai cu ce să te mai înțelegi, frate, și acum cum, doar că mi-e frig aici, mă, frate, altundeva, că, bă, de fapt, cred că adorm aici, mai bine aici. Mamă, frate, nu mai, că... Cred că nu mai merg niciodată cu Alex la chestii, dar astea și, na, nu știu, nu mai am nimic de zis, totuși, și ziua asta a fost cam cea mai nașpa zi din viața mea, adică, pe bune, aia, mă, Alice, iar vii! Mă, că mă culc și eu cu tine, ai n-au de... Aolo, frate, n-ai, da. Scuze, Alice, tu sfărăi, cum să sfărăi, Alice, cum să... Ha, 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 să râdă toată lumea acum de tine, hai pe Alice! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.